Scandal de amploare într-un restaurant din orașul Balci. Trei bărbați și-au împărțit pumni și picioare, iar răfoiala a continuat cu focuri de armă. Ce s-a întâmplat mai exact acolo? Ne spune Marina Andrei în direct cu noi. Marina, te ascultăm, vedem și imaginile în aceste momente pe ecran. Te rog. Județul Olt, un bărbat de 53 de ani din Balș a fost bătut fără milă de doi indivizi cu vârste de 31, respectiv 36 de ani. Conflictul dintre aceștia a degenerat în urma unor discuții în contradictoriu pe care aceștia le-au avut. Imediat la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat cele întâmplate și a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Scandalul însă a continuat și a doua zi, în momentul în care bărbatul bătut a auzit mai multe zgomote puternice în apropierea locuinței sale și a sesizat poliția. Atunci oamenii legii au constatat faptul că prin fața locuinței bărbatului a trecut un autoturism condus de individul de 36 de ani care l-a agresat în bar, iar din direcția acesteia se pare că s-au auzit mai multe zgomote puternice, posibil de armă. În urma verificărilor efectuate de polițiști, aceștia au identificat autoturismul și pe bărbatul vinovat și au dus la percheziția autoturismului, nefiind însă identificate niciun fel de arme de foc. În acest moment se efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt și în vederea luării măsurilor legale.